Bun găsit, înțelepciune astăzi. Asta înseamnă că oricât am vrea să ne ținem partea, până la urmă trebuie să fim corecți și să recunoaștem și dreptatea celorlalți. Berbecii au noblețe și cavalerii sau demnitate astăzi și nobilează asta, tocmai pentru că recunosc lucrurile cinstit și când e vorba de ei și de alții, pentru tauri. În activitățile pe care le desfășoară sau la locul de muncă se pot înțelege în a doua jumătate a zilei foarte bine cu autoritățile. Deci e bine ca discuțiile mai stufoase, mai grele să rămână pentru după amiază. Pentru gemeni, ziua de astăzi poate aduce înțelepciune și e bine că nu se grăbesc să acuze sau să tragă concluzii. Pe de altă parte, și un act bun sau înțelegerea legii le aduce o cheie. Pentru raci, un vârstnic din familie sau o persoană pe care o cunosc de foarte multă vreme poate fi de mare ajutor acum și se lămuresc niște lucruri pentru lei. Ziua poate aduce și în cazul lor înțelepciune, își folosesc înțelept cunoștințele și poate că acum arată ce au învățat cu multă vreme în urmă, se dovedește util acum. Pentru fecioare, bani sau realizări diverse, poate intelectuale. Le este acceptată o lucrare scrisă sau studiile pe care le-au făcut își arată roadele acum și în cazul lor. Foarte bună conlucrare la muncă cu persoanele în vârstă. Pentru balanțe vorbim astăzi de înțelepciune sufletească, mai ales cei care sunt părinți sau cu persoane mai tinere, unde ei trebuie să-și arate înțelepciunea, dau sfaturi foarte binevenite. Scorpionii iau mai mult aminte, observă din spatele perdelei ce se întâmplă în jurul lor. Poate că unii scorpioni au un regret în legătură cu o persoană din familie pe care nu o pot ajuta sau nu au putut-o ajuta. Pentru săgetători, ziua este aducătoare de sprijin prin vorbele pe care le aud, le primesc. Că sunt aprecieri sau că sunt sfaturi, le primesc foarte bine în acest moment. Pentru capricorni, și în cazul lor, relație foarte bună cu autoritățile sau cu șefii, pe care îi pot învăța capricornii ceva, chiar dacă sunt șefi. Vărsătorii, astăzi își dovedesc și ei prudența, răbdarea, înțelepciunea, chiar dacă devine să se enerveze pe cineva sau mai ales pe o situație care îi se pare nedreaptă. Să aibă răbdare că se rezolvă. Pentru pești, vorbim astăzi de o zi în care au înțelepciunea de a lăsa lucrurile să se rezolve de la sine fără să se implice. E mult mai bine așa. O zi care ne cere astăzi să avem mai ales măsură, control și răbdare în tot ceea ce facem. Mai bine ne vedem și mâine.